plină pandemie de coronavirus, când în întreaga lume se moare pe capete, o familie din Roman a fost lovită de o veste cumplită. Fica lor, în vârstă de 42 de ani, care trăia în Franța, în localitatea Chartres, pe Valea Loarei, la 80 de kilometri de Paris, aproape de Oceanul Atlantic, a murit în spitalul Salpetrier din Paris. Însă nu de mult mediatizatul COVID-19 importat din China, ci de gripa A. H1N1, cunoscută și sub denumirea de gripă mexicană sau porcină, boală care a izbucnit în 2009 pe continentul nord-american. Pe 26 martie, fiica mea a decedat în Franța, la spital, după 5 săptămâni de stat în comă indus artificial, cu conectate la aparate pentru respirație și pentru hrănire, pentru sânge. În perioada asta nu a fost deconectată decât o singură dată ca să văd dacă poate să stea fără aparate și nu s-a constatat că nu poate. Bolnavă de mică de astm bronșic, de care s-a îmbolnăvit în urma unei rujeole, timp în care i s-au administrat multe antibiotice ce i-au slăbit sistemul imunitar și i-au afectat rinichii, ani de zile în copilărie, tânăra a mers cu familia la tratament fie la Slănic Moldova, fie la Govora, dar a rămas cu aceste probleme respiratorii provocate de astmul bronșic, crizele fiindu-i potolite doar de folosirea unui spray. Din mică s-a îmbolnăvit de astm bronșic în urma unei rujeole și a rămas după ce a stat vreo lună în spital pentru copii, pe aceea s-a făcut multe antibiotice și a scăzut rezistența rinichilor, a scăzut rezistența organismului de a se apăra și a rămas cu probleme cu astm bronșic. Am mers toată copilăria prin stațiuni, întâi la Slănic, Moldova, după aceea la Govora, dar totul mai rămas cu probleme. Absolventa facultății de limba franceză și germană a fost căsătorită în Italia, în Sicilia, unde a locuit 10 ani, timp în care afecțiunea de care suferea i s-a ameliorat, datorită climei mediteraneene din zonă. După 10 ani de mariaj și o căsnicie terminată cu un divorț, a părăsit Sicilia revenind în România și locuind într-o garsonieră pe care o avea în Piatra Neamț. Părinții romașcancei spun însă că fica lor, stabilită în Chartres la prietenul ei, nu s-a acomodat cu o climă semicontinentală influențată de curenții de aer dinspre Oceanul Atlantic, iernile acolo fiind foarte reci, clima accentuându-i crizele de astm bronșic. Tânăra din Roman urma un curs de masaj japonez și vrea să-și deschidă un cabinet. Înainte de a pleca în Franța, a fost în Italia, sau 10 ani a fost căsătorită în Italia, după aceea a venit în țara asta vreo câțiva ani, vreo 4 ani, până când a cunoscut pe internet pe băiatul din Franța cu care s-a împrietenit și... Tot român? Tot român de-al nostru? Nu, francez. Aha. Dar ea a făcut facultate de limbi străine, franceză, germană, știe italiană, știe și engleză, adică știa. Dumnezeu să o ierte, da. Să comunice. Are copii? Are copii? Nu, n-a avut copii. Deci n-a avut copii. Așa, care-i diagnosticul? Că se pare că acum, în primă epidemie de coronavirus, mor de altă... Doctorii au spus prietenului ei că are gripa porcină, deci genul 1H1, așa se numește boala, așa mi-au spus ei. Acum nu știu, unii bănuiesc că ar fi fost coronavirus, dar dacă ei așa au spus, nu știu ce să zic. A fost la început perioadei când a apărut și coronavirus. Și a plecat în Franța. În ce oraș? În Chartres. În ce regiune, a? Chartres, nord-vest, aproape de ocean, aproape de Oceanul Atlantic. Este o catedrală renumită în Chartres, care este vizitată de turiști. Acolo locuiește, adică prietenul ei. Și a stat la el o perioadă, după aceea a mai venit în țară de câteva ori, a venit și cu el. Și-a cumpărat între timp o garsonieră în Piatra Neamț, când venea în țară să stea în Piatra Neamț. Da, și... Dar totuși aveam... În Italia nu avea probleme cu stătea în Sicilia, și acolo era clima bună pentru boara ei.
Dar în Franța, în rândul ocean, nu prea ai oprit prima și avea probleme. Regretul mare al părinților este acela că pentru moment nu o pot înmormânta acasă la Roman și pentru o perioadă nu vor avea unde aprinde o lumânare. Femeia va fi incinerată în Franța și abia după deschiderea granițelor, urna cu cenușă și lucrurile acesteia îi vor fi aduse în țară de către prietenul ei. Nu putem să aducem acasă, nu știu, fie săptămâna viitoare incinerată. Uh-huh. O să ia cenușa prietenii și o să aduc el în țară cu lucrurile. Când o să se deschidă granițele? Că da, oricum da. Acum nu e nicio șansă, în perioada următoare... Da. Cred că până în toamnă n-avem nicio șansă. Așa, sunteți dumneavoastră, mai aveți copii? Mai am două fete, da. Așa, oricum îi rămâne o pierdere de... Da. Asta și în țară, după ce o aduceți, intenționați să faceți o mormântare creștină, că acum, iată, nici din mormântări nu mai putem avea parte acum. V-am spus că este o incinerează în Franța. Da, bun, dar oricum și aia se poate face mormântare cu... Nu știu, nu m-am gândit încă ce o să facem. Deocamdată... Oricum o mare jale. I-a făcut ieri preotul o slujbă de pomenire. În Parastas, preotul nostru din România, da? Da, aici în țară. Mihaiță Popovici. Și... astăzi trebuie să mă duc să-i plătesc pentru niște slujbe de pomenire pentru 40 de zile. Organizația Mondială a Sănătății a declarat sfârșitul pandemiei. Boala a provocat între 150.000 și 575.000 de decese în întreaga lume.